Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la un nou mesaj de dragoste. Haideți să vedem spre ce se va deschide această etalare în legătură cu tine și cu partenerul tău. Să vedem tu și el încotro, da? Despre această etalare este vorba și în această zi. Încotro vă îndreptați atenția, încotro vă îndreptați energia în cele ce urmează, ce mai simțiți unul pentru celălalt și așa mai departe, ce deschidere aveți. Haideți să vedem prima carte în etalare. Iată, dragii mei, se pare că un vis se transformă în realitate pentru voi. Aveți sprijin divin în această zi și iată că aveți parte de această reconciliere. Mai ales aceia dintre voi care vă doreați foarte mult acest lucru, da? Se pare că este cineva în viața dumneavoastră care vrea să rezolve lucrurile, vrea să rezolve anumite aspecte în relația cu dumneavoastră. Este cineva care vine să își ceară iertare de la voi, da? Pentru un anumit comportament neadecvat, pentru anumite vorbe poate pe care vi le-au rostit. Vi le-au spus într-un anumit moment, dar oricum iată că vorbim despre o reîntoarcere, da? Este reîntoarcerea partenerului vostru sau a partenerei. Este clar că acestuia sau acesteia i s-a făcut dor de dumneavoastră și a ajuns la concluzia, probabil în momentele sale de solitudine, a ajuns la concluzia din ce în ce mai pronunțată, că nu poate trăi fără voi, că tot ceea ce are de valoare în viața sa sunteți dumneavoastră și că trebuie să facă tot posibilul pentru a-și mai acorda o șansă, da? Pentru a vă mai acorda o șansă. Iată că lucrurile sunt neterminate între voi, da? Mai aveți experiențe de trăit, experiențe de asumat. Și iată, este bine că acest partener sau parteneră s-a întors sau se întoarce în viața dumneavoastră, pentru că și dumneavoastră, dragii mei, de-abia așteptați acest lucru să se întâmple, da? De-abia așteptați acest eveniment. Se pare că îl primiți sau o primiți cu brațele deschise. Sunteți înduioșați de dorința sa exprimată de a fi cu voi în continuare. Haideți să vedem și următoarea carte. Iată că aceasta este cea care exprimă un sacrificiu, da? Și probabil că nu este întâmplător că suntem în aceste zile luminate, da? În care tot am vorbit despre sacrificiul lui Iisus Hristos. Se pare că de multe ori și noi în viața noastră suntem siliți să facem un sacrificiu. Și văd că acesta este și aceasta este situația unora dintre voi, da? Văd că faceți un sacrificiu pentru a putea fi împreună alături de această persoană. Ce știu eu, poate că unii dintre voi sacrificați nevoia de a fi alături de familie, de dragul acestei persoane, sau poate că sacrificați nevoia de a avea un job mai bun sau jobul pe care vi-l doriți, de dragul de a rămâne alături de această persoană. Văd că pentru a fi cu această ființă în viața dumneavoastră, trebuie să renunțați la ceva în schimb. Și în acest sens, iată că trebuie să luați anumite decizii care sunt dureroase pentru voi, da? Da, ce să spun, întotdeauna când faci un sacrificiu, da, sau renunți la ceva pentru a avea altceva, nu este ușor, da, pentru nimeni. Haideți să vedem următoarea carte. Iată că aceasta este a unei persoane hipnotizate, pentru că exact așa se manifestă persoana ta față de tine, da? Este exact ca cineva care nu mai vede în jurul său din cauza emoției pe care o are față de tine.
acestei persoane este greu să îți reziste, se simte sedus sau sedusă de tine, nu-și poate lua atenția de la tine. În acest sens, văd că orice ar dori să facă în viața sa, nu prea reușește să își focalizeze atenția asupra activităților sale, gândul său zburând mereu la tine. Da, din acest punct de vedere, văd că această persoană a ta poate că va avea nevoie de o recalibrare a ființei, da, de o reîncărcare, ce știu eu, de o încercare de a-și refocusa atenția asupra lucrurilor care contează pentru sine mai mult în viața sa în acest moment, pentru că nu poate continua așa, da? În momentul în care ești obsedat de cineva, deja lucrurile scapă de sub control, da? Ceva este în neregulă acolo. Da. Iată că această persoană va trebui să se echilibreze în perioada care urmează și probabil că va găsi sprijin în acest sens. Haideți să vedem și următoarea carte. Da, iată că această carte este cea care exprimă un angajament. Și mă gândesc că această persoană a ta, din moment ce se gândește atât de mult la tine, o face și cu un scop, da? Scopul este acela de al unei decizii pe care a luat-o în legătură cu tine. Și iată că această persoană va veni să-ți facă propunerea de aur, și anume această propunere de a vă logodi sau de a vă căsători, da? Pur și simplu veți decide de comun acord când și cum să faceți acest angajament. Când și cum să faceți ca totul să devină oficial între voi. Da, iată că a sosit momentul și pentru voi să declarați acele promisiuni pe care să vi le faceți unul altuia sau unul alteia, astfel încât să totul să devină o veșnicie pentru voi, da? Să plasați această relație a voastră în eternitate. Pentru că, da, se pare că momentul inerent care se va apropia și de voi este cel al căsătoriei. Probabil că multe dintre voi, mai ales doamnele, domnișoarele, așteaptă ca acest moment să se întâmple în viața dumneavoastră, da? Așteptați să se întâmple acest moment. Și este foarte clar că perioada următoare este una foarte favorabilă unor asemenea momente. Haideți să vedem, dragii mei, și tarotul ce are de spus. Iată că avem aici Spânzuratul ca primă carte din tarot. Această carte îmi indică faptul că vei avea parte de o mare transformare în perioada care urmează. Probabil că datorită acestor evenimente care se tot întâmplă în viața ta, da, această persoană care, iată, spuneam la începutul acestei etalări, a revenit în viața ta și este din ce în ce mai hotărâtă să facă totul ca la carte, să-și asume această relație odată pentru totdeauna, pentru că această persoană, după cum am văzut, este bântuită de tine, este sedusă de tine, nu poate să scape oricât ar vrea acestei relații. Și iată, se hotărăște din ce în ce mai mult să facă totul oficial. Bineînțeles că veți lua această decizie de comun acord și toate aceste transformări în viața ta te fac să te schimbi. Da? Probabil că vei trăi și o revelație în aceste momente. Vei trăi o adevărată epifanie, da? Dar oricum văd o schimbare deosebită în comportamentul tău sau în atitudinea ta în ceea ce privește viața și oamenii din jurul tău. Ia să vedem și următoarea carte. Iată, este Judecata. Această carte vine cu o mare dorință a voastră exprimată de a face
totul exact așa cum trebuie. Vă doriți foarte mult echilibru în viața voastră și iată că acest echilibru se restabilește după foarte mult timp în care a domnit așa haosul. Văd că dreptatea este a dumneavoastră pentru prima dată după mult timp. În acest sens, dacă unii dintre voi ați avut de-a face cu justiția sau cu întâlniri în justiție în această perioadă, să știți că totul se va rezolva în favoarea voastră, da? Indiferent pentru ce ați merge în justiție. Văd că unii dintre voi aveți de-a face cu un divorț de o persoană de o persoană cu care ați avut o relație anterioară sau poate că unora trebuie să vă revină o parte dintr-o moștenire și atunci trebuie să se stabilească totul prin justiție. Dar oricum ar fi, văd că lucrurile merg spre un făgaș din ce în ce mai bun, mai pozitiv pentru voi. Și iată, avem aici și Luna, această carte care readuce la lumină anumite lucruri ascunse între voi, da? Anumite adevăruri în legătură cu persoana voastră, în legătură cu voi. Veți afla aceste adevăruri și vă veți simți ușurați sau ușurate. Pe de altă parte, văd aici cum vă clarificați anumite zone din subconștientul vostru în această perioadă, așadar dacă mai aveți sentimente de vinovăție sau remușcări în ceea ce privește trecutul vostru sau anumite persoane pe care nu le-ați eliberat din trecut, văd că veți face aceste lucruri în această perioadă, veți dori să eliberați acest trecut al vostru pentru a vă putea mișca din ce în ce mai mult spre viitor, spre ceea ce acest viitor vrea să vă ofere. Da, este timpul așadar să vă clarificați energia, să vă eliberați energia pentru ceea ce urmează să se întâmple pentru voi. Și următoarea carte, da, iată că vorbește despre o nouă dragoste, se pare că o nouă persoană a apărut în viața voastră și v-a furat sentimentele romantice. Bineînțeles că această nouă persoană este pentru mulți dintre voi o veche persoană, pentru că am vorbit de la începutul etalării despre o revenire a persoanei voastre în viața voastră, da? Se pare că va fi o nouă etapă pe care o veți trăi alături de această persoană, o nouă etapă care se va termina, să nu uităm, cu un moment extrem de fericit, acela al unui angajament între voi doi. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!